Anul acesta este declarat internațional Anul Ovidian. Iată, suntem singurii din lume care purtăm numele poetului și am spus că suntem îndreptățiți, în primul rând, noi să facem acțiuni culturale de acest gen. Totodată, după cum știți, suntem orașul care în primăvara aceasta ne-am înfrățit cu orașul Sulmona, orașul unde s-a născut poetul Ovidiu. S-a întâmplat în primăvară, în martie. Lucrurile s-au mișcat destul de rapid. Noi deja am fost la ei cu o primă delegație. Am fost onorați să acceptăm invitația lor atunci când ne-au invitat să lansăm Anul Ovidian împreună la Sulmona, acolo unde, până la urmă, am reprezentat cu cinste și România, putem spune. Avem insula lui Ovidiu, lacul lui Ovidiu, pentru că lacul se numește astfel Sudghiol, care înseamnă balta de lapte, și o să fac imediat o paralelă între ceea ce înseamnă Ovidiu și balta de lapte. Dar lacul înainte s-a numit lacul lui Ovidiu. La fel insula. Insula așa este cunoscută, insula lui Ovidiu. De asta vă spuneam, locația mai potrivită pentru eveniment de genul acesta, pentru a comemora 2000 de ani de la moartea poetului Ovidiu, nu cred că este nicăieri în lume mai potrivit. Au fost, vreau să vă spun că special pentru acest eveniment au fost create special pentru acest eveniment mai multe lucruri cu însemnătate deosebită. În primul rând, primăria din Sulmona vine și prezintă un film al exilului, Drumul exilului poetului Ovidiu. Noi, primăria Ovidiu, deja l-am titrat pentru a-l înțelege și publicul din România. E o producție 100% a primăriei Sulmona. Apoi am pregătit o piesă de teatru special pentru eveniment, 100% implicarea primăriei de data aceasta, cu tineri actori, tineri artiști din București. Piesa de teatru se numește Arsa Mandi, Arta Iubirii, este produs la inițiativa noastră, dar un lucru foarte interesant pe această piesă de teatru este faptul că am reușit ca pe 100% din versurile poetului, da, ceea ce a scris acum 2000 de ani, să fie tradus și să fie pus în această piesă. Zilele orașului Ovidiu, partea interesantă este că anul acesta este primul an în care implicăm absolut toți copiii din comunitate și mă refer la toți copiii de la Centrul Cultural Elena Roizen și toți copiii de la Clubul Sportiv al orașului Ovidiu. De aceea am avut nevoie de mai multe zile pentru evenimentele acestea, pentru că n-am vrut să comasăm așa într-un weekend, sâmbătă, duminică, atât de multe evenimente. Când vorbesc de zilele orașului Ovidiu, vorbesc de parte culturală, dar și de un program sportiv. Sunt mai multe acțiuni sportive la care ținem și pe care le facem an de an și pe care le dezvoltăm an de an. E adevărat că de afiș pe evenimente sportive putem să numim Crossul Orașului Ovidiu. Este la a patra ediție, anul acesta alergăm sub sloganul Iubim Familia. Startul, a confirmat deja, va fi dat de Ilie Floroiu, care înțeleg că anul acesta se va retrage din activitate undeva în toamna aceasta. Apoi avem Cupa Ion Podaru la Ruibii și nu e o întâmplare, îi spunem Cupa Ion Podaru pentru că fostul primar Podaru a fost la rândul lui Ruibii și campion național la Ruibii. Iată ediția a doua, va fi săptămâna aceasta, chiar mâine este, marți, la ora 10, pe stadionul din Ovidiu. Avem Cupa Ovidiu la Haltere, este o cupă națională, vor fi prezenți toți de la Steaua, de la Dinamo, este o primă cupă națională, ediția întâi la Ovidiu, miercuri, cum vă spuneam, joi, crosul de care am vorbit deja, luptele tătărești pe care le facem în fiecare an, o cupă la șah și la table, pentru pensionari, dar și pentru cei mici, pentru juniori, avem o cupă la șah, pentru că la Centrul Cultural din orașul Ovidiu avem două grupe de juniori la șah. Avem un concurs Caia Canoe care va avea loc exact în această locație sâmbătă dimineață și avem Cupa Orașului Ovidiu la fotbal.